Vineri 15 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș s-a desfășurat în sistem videoconferință evaluarea activității în anul 2020, eveniment la care a participat Prefectul Județului Călăraș, Marian Stoica, alături de reprezentanții structurilor MEAI și instituțiilor din județ. În cadrul acestei activități de bilanț, inspectorul șef al jandarmeriei Călăraș, colonel Ionel Marcu, a prezentat activitățile organizate, misiunile executate și rezultatele obținute în anul precedent, prezentând totodată și principalele direcții de acțiune pentru anul în curs. În anul 2020, jandarmii călărășeni au executat 9.860 de misiuni de ordine publică, în care au fost angrenați 15.764 de jandarmi, dintre care 1.381 de misiuni în cooperare sau colaborare cu alte instituții. Au fost constituite 6536 de patrule mixte în cooperare cu poliția, iar pe timpul executării misiunilor specifice au fost sesizate 264 de fapte de natură penală cu 281 de făptuitori. În perioada supusă analizei au fost constatate și aplicate un număr de 3190 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 1.700.000 de lei. De asemenea, au fost puse în executare 354 de mandate de aducere în localitățile din județul călăraș, emise de instanțele de judecată și organele judiciare. Totodată, pe parcursul anului trecut, au fost desfășurate 29 de activități de prevenire a faptelor antisociale în cadrul unor programe derulate în instituțiile de învățământ preuniversitar, cu ocazia adunărilor publice, dar și pe timpul desfășurării competițiilor sportive. Inspectoratul de Jandarmi Județean Călăraș a asigurat paza și protecția instituțională la 20 de obiective date în competență. Totodată, fiind asigurată paza, supravegherea și intervenția pe traseul conductelor de transport produse petroliere, aparținând competesa în zona de responsabilitate, precum și paza transporturilor de bunuri și valori în beneficiul trezoreriei călărași, paza transporturilor de bunuri, valori, produse cu caracter special în beneficiul propriu și protecția transporturilor de corespondență clasificată împreună cu lucrători ai Direcției Județene de Informații călărași.